bună seara! Bun. Văd că unii au avut bunul gust și au plecat. Cred că n-au pierdut nimic, cel puțin ceea ce mă privește pe mine. Nu știu despre colegi, poate eu să le pare rău. Mi-am permis să cer ca să mă prezint. Mi-a plăcut foarte mult prezentările auzite, însă ceea ce mă privește, cred că Ceea ce este mai important nu se află în hârtiile pe care le-am trimis, așa că eu m-aș referi la ceea ce cred eu important despre mine. Ce cred important, că este important? Primul și primul lucru este, după Dumnezeu de sigur, familia. Deci am patru copii, am o fată și am trei băieți. Băieții toți sunt mai înalți decât mine. Fata a terminat deja facultatea, iar ceilalți trei sunt încă la facultate. Cred că acesta este ceva care mă leagă sau este foarte important pentru mine și am vorbit despre înfiere. Câteodată i-aș dezmoșteni, dar îmi dau seama că totuși sunt copiii mei, deci trebuie să rapți și o să moș sper să moștenească. Câteodată simt că lucrez prea mult și atunci mă consolez spunând că lucrez pentru familie, ca ei să aibă. Deși câteodată am o presimțire, poate nu este adevărat, poate sunt doar workaholic și nu pot să mă abțin de muncă. Deci toate acestea sunt lucruri care mă cam definesc. Atât despre mine, că oricum aș putea spune câteva pagini, tot nu m-ați cunoaște. De obicei, cunoașterea se produce dacă locuim împreună, dacă învățăm, studiem împreună, trăim împreună, atunci se vede cine este celălalt care vorbește sau care ascultă. Până acum am fost doar nervos că trebuie să fac această prezentare, acum deja mi-e și frică auzind aceste întrebări. Oare ce să mai urmeze? Așa că m-am bucurat că întrebările, foarte multe întrebări au fost adresate domnului profesor. Domnul profesor a spus aproape tot ceea ce trebuia spus în această seară, așa că eu o să încerc să mai sar peste lucruri. În Sfânta Scriptură sunt patru evangeliști, patru evanghelii, patru rel relatări despre viața lui Isus. Astăzi sunt cinci conferențiari, poate s-au gândit cei care au uh, organizat acea, acest simpozion că ia să vedem ce au de spus din diferite uh, unghiuri uh, oamenii care cred în același domn. De fapt, am vrut să, întreb, să încep cu stimați uh, elevi, stimați. Uh, uh, cum se spune? <laughs> Stimați auditoriu, stimați profesori, și domnul director, de ce am început cu elevii? Fiindcă nu din lipsă de respect față de cei care au funcții și au studiat și merită să fie respectat, ci pentru că cred că voi sunteți viitorul. Eu când mă uit la copiii mei, eu spun că ei urmează în pașii mei și sper să crească. Și să fie mai mult decât am reușit eu să fiu. Și în acest lucru cred foarte sincer că tinerii sunt viitorul. Ultimul lucru pe care îl spun înainte să încep să vorbesc este faptul că deja v-ați dat seama, limba pe care o folosesc nu este limba mea maternă. De aceea mi este, este foarte greu și am ascultat pe primii doi conferențiari cu foarte mare plăcere cum și-au ales fiecare cuvânt care trebuie utilizat. Eu m-am chinuit să traduc toate aceste cuvinte și de foarte multe ori n-am găsit termenul care era adecvat, dar o să vă dați seama, dacă o să zâmbiți, o să mă simt bine că cel puțin am reușit să vă înveselesc în această seară. Ceea ce voi spune, cred că nu este ceva nou sau ceva neștiut de dumneavoastră, deci voi repeta unele, unele lucruri, fiindcă a fost vorba să vorbim despre promisiune și împlinire în legătură cu nașterea Domnului Isus. Îmi cer încă dată iertare, deci o să citesc textul, fiindcă altfel nu cred că m-aș descurca. Evangeliștii Matei și Luca vorbesc despre originea, lui Isus în Cartea Neamului. Matei ne prezintă tabelul neamului de la Avram până la Isus, în care important este faptul că Isus apare ca și fiul lui Avram și David. Evanghelistul urmărește neamul lui Iosif, despre care spune că este soțul Mariei. Acest fapt este interesant, deoarece doar, Ios, Iosif nu a fost tatăl biologic al lui Isus, dar după Ulrich Lutz vorbim despre originea lui Isus, ca și cum ar fi fost adoptat de Iosif. Cartea namului lui Matei prezintă patru femei. Ba chiar cinci dacă o numărăm și pe o amintim și pe Maria, dintre care două nu sunt evrei, deci Rav și Rut, și două sunt considerate păcătoase, dacă ne referim la Tamar și Batseba. Pentru Matei este foarte important faptul că Isus dă speranță și persoanelor care nu sunt din poporul ales și sunt considerate păcătoase. La baza arborelui genealogic stă simbolistica numerelor. În ebraică, fiecare literă are și valoare numerică. Dacă facem adăugarea valorii numerice a literelor din numele David, primim numărul 14. Arborele genealogic prezentat de Evanghelistul Matei este împărțit în 3 ori 14 generații, ceea ce proclamă că în persoana lui Isus a apărut urmașul promis prin David, deci Mântuitorul Israelului. Cartea Namului la Luca se întoarce până la, Ad la Adam, primul fiu al Domnului, ca să ajungă până la ultimul său fiu, la Isus. Și aici întâlnim simbolistica numerelor fiindcă Luca prezintă istoria omenirii până la origin prin 11 ori 7 generații până la Dumnezeu. Deci Isus apare ca o nouă generație, ca începutul celui de al 12-lea. Ioan nu are o carte a neamului, cum am auzit astăzi, dar la el Isus apare pe lângă Dumnezeu de la începuturi într-o relație foarte profundă. Iar Ioan 1.1 nu ne amintește de Geneza 1.1 la începutul facerii. Matei și Luca ne-o prezint pe Maria ca logodnica lui Iosif. Pe cine alege Dumnezeu pentru a fi părinții pământeni fiului lui cel etern? Pe o fată tânără, poate știm că în acea vreme în Israel femeile se măritau foarte devreme, la 12, 13, 14 ani, și un templar. Dumnezeu alege oameni simpli și săraci. Ne amintește, de ceea ce este scris în a doua epistolă către Colinten 12, 9, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Cunoaștem sărăcia părinților lui Iisus, deoarece știm că dau jertfă în biserică. Ce dau? Doi puncte de, 2 puncte de Be, Acest lucru, pe baza cărții, Leviticului este jertfa săracilor. Despre mireasa Maria aflăm că este însărcinată, ceea ce pe baza legilor lui Mosie înseamnă păcat, iar pedeapsa ar fi aruncarea cu piatră. Matei dă un ajutor cititorilor, deoarece spune că Maria este în stare binecuvântată de la Duhul Sfânt, iar Iosif încă nu știe acest lucru. Această evoluție a povestirii scoate în evidență caracterul lui Iosif, Deoarece la aflarea veștii, Matei ne relatează că a fost un om drept, nu a vrut să o facă de rușină pe locodnica sa, cu toate că avea tot dreptul să ceară execuția ei, pentru că se putea simți ofensat și lezat în stima de sine și onarea lui bărbătească, dar el a decis să o lasă să plece pe ascuns. Dacă analizăm povestirea din punctul lui de vedere și avem la bază informației lui de atunci, Iosif a fost un om de mare caracter, iertător, neputând fi acuzat de sensibilitate narcisică, ci fiind un om foarte iubitor. Nu apare foarte des în niciuna dintre Evanghelii, deci a fost avansată ideea că probabil a decetat destul de devreme. Numai după decizia sa generoasă, citim despre faptul că i-a apărut Îngerul Domnului în vis și îi dezvăluie secretul, ceea ce până atunci nu a mai apărut de-a lungul istoriei, dar nici de atunci nu am mai întâlnit așa ceva. Secretul este că ce s-a zămislit însă este de la sfântul Duh. Acest lucru nu îl putem percepe nici de atunci, mintea noastră nu poate înțelege ce s-a întâmplat atunci cu adevărat. Dar ceea ce putem spune este ceea ce au zis și misticii: Unde nu te înțeleg, Doamne, acolo te ador. În Evanghelia după Luca. Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gavril la Nazaret, la o fecioară, care era logodnica lui Iosif, original din neamul lui David. Maria rămâne surprinsă la apariția îngerului Gavril. Aici Gavril îi vorbește Mariei despre sosirea Mântuitorului și nu lui Iosif, ca și în Evanghelia după Matei. Matei continuă relatarea cu pasaje inteligibile și de neînțeles. Maria va naște un băiat... În zilele noastre este nevoie de aparate sofisticate ca să aflăm genul copilului, dar atunci a fost de ajuns cuvântul Îngerului. Și se va numi Isus, pe vremea aceea era un nume foarte, foarte comun, dar apare deja și în, numele, și în acest nume și în Vechiul Testament, Iosua, deci Mântuitorul. După asta urmează partea de neînțeles. El va salva omenirea de la păcate. Asta este prima trăsătură specifică a lui Isus menționată aici. Iosif a fost un evreu devotat, care cel mai probabil a crescut așteptând Mântuitorul, dar se pare că nici atunci, nici după aceea nu a înțeles în totalitate că Mesia, cel așteptat, s-a născut tocmai în familia lui. De acolo va proveni, iar el va avea unica oportunitate de a fi tatăl adoptiv al lui Mesia, și să îi poarte de grijă. Îngerul oferă și o explicație lângă această declarație, precum că toate s-au întâmplat în acest fel, deoarece s-a îndeplinit profeția din Vechiul Testament, Isaia 7, 17, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Există o tabără care spune că există, poate, o protoevanghelie, deci o evanghelie înainte de cel pe cer, a, care o citim noi, a lui Matei, iar asta poate explica transformarea traducerii cuvântului Emanuel. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi și asta este a doua informație despre Isus. Deci primul a fost că uh, își pe ai lui de la păcate și este foarte important, deoarece la sfârșitul Evangheliei întâlnim același concept în formă de promisiune. Și iată, eu, voi, eu, cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacului. Aici putem observa cât de grijuliu este Duhul Sfânt și Matei în procesul scrierii Evangheliei. Este foarte importantă referirea la Vechiul Testament, deoarece vorbim despre nașterea Domnului Isus Hristos, doar în Evanghelia lui Matei întâlnim această referire de șase ori. Aceste trimiteri se referă, în primul rând, la strânsa legătură dintre cele două testamente, iar în al doilea rând, la faptul că acestea au o importanță majoră pentru Matei. Pentru el e foarte important să și amintească cititorii că aceste promisiuni, ce s-au făcut cu milenii în urmă, au devenit realitate acum. Iosif se trezește și, deși nu a putut să înțeleagă mare lucru din mesajul Îngerului, ascultă de el, nu își alungă soția, ci are grijă în continuare de ea. Aici este dovada incontestabilă că Maria era fecioară, deoarece Matei menționează faptul că Iosif nu și-a atins soția până când a născut băiatul, pruncul, cu care a fost binecuvântată de Duhul Sfânt. Ea nu a avut tangență cu niciun bărbat. Cum relatează Luca cuvintele Mariei, cum va fi acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat? La Matei, supunerea lui Iosif este în prim plan, iar la Luca, ascultarea Mariei devine importantă. Iată ropa Domnului, fie mie după cuvântul tău. Ca și informațiile, informația este menționat. Număr, numele îngerului, Gabriel, care va face dezvăluirea și mulțumită acestuia, Maria o vizitează pe Elisabeta, care este însărcinată în luna a șasea. Pasajul 1 3, cu 36 din Evanghelia lui Luca menționează faptul că Maria și Elisabeta erau rude, deci Isus era rude cu Ioan Botezătorul. La salutul Mariei, pruncul se mișcă în pântecele Elisabete, iar ea primește Duhul Sfânt. În Luca 1,46 și următoare versete conține cântecul de laudă a Mariei, Magnificat, unde versetul 48 conține baza corectă a stimei față de Maria. În Evanghelia lui Matei nu aflăm foarte multe despre nașterea în sine, doar că s-a întâmplat în orașul Betlem din Iudea, pe vremea regelui Irod. Nu avem timp să detaliem locul și data nașterii, deși ar fi foarte interesant. După relatarea nașterii lui Isus, Matei menționează fapte care se regăsesc numai la el. Prima relatare ne vorbește despre magii de la răsărit. Prin această povestire se relatează despre efectul provo provocat de nașterea lui Isus. La început nu știm numărul magilor, doar se vorbește la plural de ei, dar la sfârșitul povestirii citim despre trei cadouri. Sfânta Scriptură îi numește magi care au venit de la răsărit, probabil au pornit din Babilonia în urma unui fenomen stelar. Din această afirmație putem deduce faptul că probabil este vorba de oameni de știință care se ocupau și cu astrologia. Povestiri de genul acesta întâlnim și în Vechiul Testament. Gândiți-vă la regina din Seba care îl vizitează pe Solomon sau episodul cu Balac și Balaam. Cuvântul mag, mag înseamnă și vrăjitor, înțelept din Persia sau Babilonia, astrolog, descifrator a viselor, cunoscător și practicant al altor științe secrete. În Sfânta Scriptură, acest cuvânt apare și în sens negativ atunci când se vorbește despre Elimas, în faptele Apostolilor, uh, capitolul 13. Înțelepții, probabil, erau oameni păgâni care erau interesați de nașterea lui Isus, și în Cartea lui Matei, ei sunt primii care merg pentru a-și arăta respectul față de Isus. Acești oameni parcurg aproximativ 1000 de kilometri până la Ierusalim pentru a-și căuta. Și aș arăta reverența și adorația față de regele evreilor. Acest rege s-a născut acum. În textul original grec nu apare acest cuvânt acum. Din care putem du du duce faptul că nașterea în sine s-a întâmplat după ce a apărut steaua pe cer și s-au parcurs cei o mie de kilometri. Matei 2 cu 6 ne relatează că regele Irod cere execuția tuturor copiilor care n-au umplit doi ani și știm că data o află tocmai din prezicerile înțelepților, ceea ce înseamnă că probabil au trecut și doi ani între data când a apărut steaua și când s-au săvârșit acele crime oribile. Esența povestirii și ceea ce este sigur pe baza raportului Evangheliei este faptul că în capitala evreilor, în curtea regelui Irod, nu se știe nimic despre ceea ce știu acești înțelepți sosiți din răsărit. Irod cel Mare, rege iubitor de splendoare, de numele căruia se leagă clădiri importante, biserica, cezarea, palate, băi, apeducte și așa mai departe, care în 23 înainte de Hristos și-a vândut și comorile pentru a ajuta poporul care suferea de foame, cu toate astea nu și-a câștigat simpatia poporului său. Și a executat, adevărat, și-a executat rivalii, preoți, o săție din cauza geloziei, a fost însurat de 10 ori, rudele soțiilor și trei copii de aise ca un tiran sângeros. Cu acest trecut este foarte credibil ceea ce citim despre el în acest capitol. De data asta, cheamă preoții cei mari și cărturarii, care pe baza unui citat din Vechiul Testament, Mica 5, pot spune că Isus Hristos se va naște în Betleem. Din acest verset este în evidență încă ceva specific din caracterul lui Isus. Primul a spus că ne salvează, al doilea că este alături de noi. Al treilea însă este acesta, va fi păstorul poporului meu Israel. Irod află cu exactitate de la înțelepți data exactă a apariției stelei, iar acest interes deocamdată se poate cataloga chiar unul pozitiv. Devine însă suspect doar atunci când nu pornește la drum cu ceilalți pentru a-l adora pe nou rege. Atunci devine evidentă intenția lui adevărată când îngerul îi spune lui Iosif că Irod vrea să ucidă și în al 16-lea Vesed, când uh, deja aflăm că acțiunea regelui uh, de acțiunea regelui care se teme să își... Uh, o clipă, care este teamă ca să nu îi se ia tronul. Să ne întoarcem la relatarea lui Matei. Irod îi trimite pe magi și îi așteaptă să se întoarcă să îi spună unde este regele evreilor, pentru că afirmă, de fapt mințind, că și el vrea să-l adore. Înțelepții îl caută pe regele evreilor în capitală, în strălucire, dar trebuie să meargă mai departe, pentru că nu îl găsesc acolo. Totuși, s-au interesat în cel mai adecvat loc, pentru că le-au confirmat locul nașterii noului rege. Își continuă drumul călăuzit de stea, care se oprește în Betlem la locul în care se află pruncul. La Matei aflăm că atunci Maria cu Isus se aflau în casă magii se închină în fața pruncului. În loc de capitală, ajung într-un sătuc mic. În loc de palatul regal, într-o casă modestă, dau de regele evreilor și îi dau cadourile aduse de departe, aur, tămâie și smirnă. În psalmul 72 citim despre o prorăcire pe baza căruia fiecare rege trebuie să se închine în fața regelui. Isaia 60, 1 6 ne vorbește despre faptul că vor sosi crai la lumina lui și vor aduce aur și tămâie ca semn al adorației lor. Magii prezenți la Leagăn nu sunt crai, dar prin ei se începe îndeplinirea profeției. Este trist faptul că primii care ajung la Leagăn sunt păgâni, dar oamenii din neamul lui sunt indiferenți. Până acum, înțelepții au fost îndrumați de stea, dar acum sunt îndrumați și ei în vis, iar pentru că se supun, probabil își primesc viața în cadou. Relatarea lui Luca diferă de cea a lui Matei. Împăratul August poruncește un recensământ și pentru acest lucru merge Iosif din Nazaret, în Iudea, în orașul lui David, în Betleem, fiindcă el aparține de neamul lui David, împreună cu logodnica sa, care era deja însărcinată. Maria dă naștere copilului în Betlem într-o iesle, care de fapt era o peșteră, unde se țineau animalele și furajul lor. La Matei, magii își prezintă omagile lui Isus, iar la Luca, păstorii. Relatarea despre păstori a devenit un clișeu folosit și citat de obicei de Crăciun pe ilustrate. În Israelul timpuriu întâlnim popoare de păstori, ne putem gândi la Moise sau la David. În vremea lui Isus, păstorii erau deja disprețuiți la fel ca și vameșii. Este important faptul că la Luca, Dumnezeu imediat după Maria, le destănuie păstorilor nașterea lui Isus, a Salvatorului. Despre asta nu prea le vorbim copiilor și tinerilor și celor din clasa 5 -a. Mai târziu este vorba despre faptul că Simeon și Ana îl întâlnesc pe Isus în biserică. Semnul distinctiv al lui Isus este fașa și ieslea, ceea ce se referă la faptul că Pruncul este neajuturat și sărac. La aceste semne se va adăuga crucea și atunci înțelegem de ce această Evanghelie înseamnă indignare pentru evrei și nebunie pentru greci. Aici putem observa sensibilitatea socială a lui Luca față de săraci, nebăgați în seamă, decăzuți, izolați la periferia societății și mai târziu față de păcătoși și păgânii. Pastorii, pastorii ajung în continu, în, și constată verosimilitatea revelației, au credință, nu se revoltă la cele văzute, ca de altfel nici magii, dau mai departe vestea cea bună și se bucură de ea. Din raportul lui Matei aflăm că îngerul Domnului îi spune lui Iosif să se refugieze cu Maria și Isus în Egipt din cauza furiei criminare a lui Irod. Iosif nu pune întrebări nu se arată neînțelegător și părăsește Betleemul încă în acea noapte. Își abandonează casa, atelierul, posibilitățile traiului sigur, rudele și se refugiază în străinătate. Este nevoie de o credință și supunere foarte mare pentru a asculta de această poruncă, deoarece aparent Isus nu este amenințat de niciun, nicio primejdie. Aparent. Iosif încă nu știe de decretul lui Irod. Iosif ascultă de poruncă și trăiește în sănătate până la moartea lui Irod. Și prin acest fapt se îndeplinește o profeție din Vechiul Testament și din Egipt am chemat pe fiul meu Osea 11 cu 1. În Vechiul Testament vedem că Egiptul a fost de multe ori adăpost pentru evrei. Dacă ne gândim la Iacov și la și Fometea, pământul Goșen, refugierea lui Ieroboam, refugierea poporului în Egipt, după ce Ismael îl execută pe Gedalia sau refugierea lui Uria, etc. Isus este încă un copil, dar este nevoit deja să se refugieze. În soarta lui se repetă într-o formă concentrată toată suferința care a trăit poporul ales. Acest lucru se referă și la ieșirea din Egipt. Irod își dă seama că magii l-au ignorat și că nu a reușit să îi păcălească își trimite soldații să omoară toți băieții de 2 ani sau mai mici de 2 ani. Vrea să scape de rivalul său pentru că nu vrea să își piardă tronul. Aici se îndeplinește încă o profeție din Vechiul Testament. Glas se aude în rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și nu vrea să se mângâie de copiii săi pentru că nu mai sunt. Ieremia. Trebuie să facem trimiteri la paralele dintre Moise și Isus. Pe baza unei tradiții evreiești, și punctul uciderea din Egipt a fost cauzată de vestea nașterii lui Moise, unde ținta principală a fost nemicirea vieții lui. După ce împăratul Irod a murit, a apărut în Egipt în visul Îngerului, în vis, Îngerul, lui, îngerul Domnului la Iosif, ca să-l trimită acasă. Matei doi cu ne reamintește din un episod asemănător din viața lui Moise. Au trecut mulți ani, Iosif și familia lui probabil că deja s-au acomodat, sau adaptat la modul de viață al egiptenilor. Poate că Iosif a deschis un nou atelier ca să aibă din ce să-ți întrețină familia. Este posibil că se duceau regulat la sinagogă, din câte știm, mulți evrei trăiau în Egipt. Iar acum trebuie să lase tot, iarăși, și să se mute la porunca lui Dumnezeu. Se pare că nu au avut o viață prea liniștită, dar pentru Iosif este și era important ascultarea și va viața conform planului lui Dumnezeu mai mult ca orice. Iosif, Maria și Iisus se întorc în Israel, dar Iosif, lui Iosif este frică să locuiască în Judea. Domnul înțelege tema lui Iosif și în vis îi spune să meargă pe teritoriul Galilei unde va locui în Nazaret. Ultimul vers ne arată ne confirmă ceea ce au prorocit profeții că îl vor chema Cer din Nazaret. Numele orașului Nazaret este atât de neînsemnat încât nici nu apare în Vechiul Testament. În limba ebraică, Nezer înseamnă vlăstar. Este o tradiție veche creștină de a înțelege îndeplinirea versetelor din Isaia 11.1 și Zaharia 6.12 în numele nazarinean. Isus se întoarce din exil pe pământul promis, dar nu poate locui în Iudea, în centrul țării, ori în satul natal, ci trebuie să trăiască la periferie, în semipăgâna Galilei. Pentru neamul său și în propria țară, Mesia întotdeauna va rămâne un străin care locuiește ca un exilat printre oameni. Acum, în Postul Crăciunului am văzut cum promisiunile și prorocile s-au împlinit și au fost relatate de evangeliști. Ca și sfârșit, fiecare a terminat într-un mod neașteptat. Eu m-am gândit la o simplă întrebare, fiindcă ceea ce am prezentat, cred că n-au fost lucruri necunoscute. Însă întrebarea este, și cred că dacă ne-am adunat, nu știu, elevii au venit de bună voie sau au fost puțin îndrumați, nu știu, dar poate nici nu vreau să știu de asta dată, dar dacă suntem tot aici și nu reușim să ne uităm la toate mesajele noastre, să ne punem întrebarea, oare promisiunile lui Dumnezeu se îndeplinesc sau îndeplinit în viața mea, în viața ta, în viața de, de toate zilele? Fiindcă dacă da, sau dacă sunt pe cale să se îndeplinească, atunci mergem într-o direcție bună. Dacă nu, atunci putem să ne mai punem câteva întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună seara! Mă numesc Mario Sabou, căsătorit cu Mihaela, avem trei fete, slujesc ca și pastor în Biserica Baptistă Betel din Mănăștur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru că l-am cunoscut și pentru că pot să uh, fiu un slujitor al lui. Mă bucur că în seara asta pot să fiu aici cu dumneavoastră, vă salut și eu pe toți și sigur că eu sunt mai mic decât ceilalți care au vorbit înainte, sunt mai la început de drum, în mod special în, în zona asta academică, însă mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și prezentarea pe care o am și să, să ne fie de folos. Pentru că tema prezentării se leagă de împlinirea profețiilor biblice din Vechiul Testament la nașterea Domnului Isus Hristos, M-am orientat înspre Evanghelia după Ioan și vorbesc cu multă emoție aici, știind că domnul Stelian Tofană a studiat și a scris pe această Evanghelie, dar aș vrea să ne uităm la câteva elemente foarte importante din Evanghelia scrisă de Ioan. În primul rând, așa cum s-a specificat înainte, Evanghelia scrisă de Ioan nu are un text consacrat, ca să, să spunem așa, despre nașterea Mântuitorului. Și tocmai de aceea, așa cum spunea domnul Tofană mai devreme, de fapt, această Evanghelie îl interpretează într-un fel pe Domnul Isus Hristos. Avem o înțelegere diferită a Domnului Isus, pentru că Evanghelistul Ioan scrie prin anul 90, se pare, Evanghelia sa. Și de aceea, în loc să facă la fel cum au făcut Matei și Luca, să se uite spre originea pământească oarecum a Domnului Isus Hristos și spre originea divină, au făcut-o cei doi, Ioan este interesat mai degrabă de originea divină a lui Isus, de originea de aceea el începe cu acel la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și îl vedem pe Ioan cum îl prezintă, ne prezintă practic întruparea Domnului Isus Hristos. Acum aș vrea să vă spun că în Evanghelia după Ioan, prologul acesta are Scuze. Încerc scuze. Eu pot să vorbesc cu voi mai bine dacă mă mișc un picuț. Știu că sunteți foarte obosiți, și vă văd că sunteți obosiți, și atunci o să vin aici mai aproape de voi, da? Sunteți cu mine, toți? Da? Cine doarme, să ridice o mână sus. Așa. Uh, Evanghelia după Ioan ce face? Evanghelistul Ioan ce face? El își prezintă textul nașterii, textul întrupării într-un prolog de 18 versete. Dacă ați stat de vorbă cu domnul Tofană, v-ar spune câte discuții sunt despre prologul acesta, de unde s-a inspirat autorul, cum a scris Ioan cele 18 versete, dacă e o scriere compusă de Ioan, dacă a fost un poem care l-a preluat din altă parte și a introdus în el câteva elemente uh, despre Domnul Isus Hristos. Acum vreau să vă spun că citind prologul lui Ioan, majoritatea comentatorilor evanghelici consideră că acesta e scris de Ioan, că nu l-a preluat din altă parte, dar mai mult în acest prolog, în aceste 18 versete, găsim multe referințe sau aluzii la Vechiul Testament. Și astăzi o să facem o incursiune, pe scurt, nu vreau să vă rețin foarte mult, la unul dintre conceptele pe care Ioan îl folosește în prolog și care este preluat din Vechiul Testament. Este vorba de conceptul de lumină. Și dacă citiți prologul, o să observați că de mai multe ori, în aceste 18 versete, Apostolul Ioan folosește cuvântul, termenul acesta de lumină. Înainte de a ne uita la felul în care îl împrumută, îl preia ca și o împlinire a unei profeții, și o să ne uităm la textul din Isaia 60, pe care și domnul Lehel l-a menționat în prezentarea dânsului, o să vedem, în primul rând, un lucru care cred eu că e foarte important să-l reținem astăzi este legat de felul în care autorii Noului Testament folosesc Vechiul Testament. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cât e de important cum este folosit, cum sunt folosite citatele. În momentul în care unul dintre noi vrem să dăm autoritate unui discurs, ați văzut am folosit anumite citate sau se folosesc anumite citate și folosește o autoritate pentru a întări, pentru a proba că ceea ce spui tu este temeinic și este valoros. În Evanghelia după Ioan sunt multe citate și, în primul rând, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre citate. La prima vedere, nu are nicio legătură cu nașterea Domnului Isus, dar e important să știți. În Noul Testament găsim cel puțin cinci tipuri de referiri la Vechiul Testament. Și găsim citatele directe, găsim citatele indirecte. Un citat direct, îi un citat, este un citat care spune cam cum ar suna un citat direct. Ia să văd. Cum e un citat direct din Vechiul Testament? Este scris. Și în momentul în care ți se spune că este scris, asta înseamnă că se face în mod direct referire la un text din Vechiul Testament. Citatul indirect s-ar putea să nu -ți spună că este scris, dar să realizezi dintr-o dată că stai în fața unei reproduceri a Vechiului Testament. O altă formă în care se face apel la Vechiul Testament sunt aluziile, adică la un moment dat stai, asculti textul și uneori o aluzie, unul dintre comentatori spunea că o aluzie trebuie să folosească minim trei cuvinte din textul din Vechiul Testament. Nu se spune că e scris, nu-ți dai seama că e un citat preluat de acolo, dar o aluzie folosește... Cel puțin trei cuvinte din Vechiul Testament, și în felul acesta îți dai seama, stai puțin, am mai auzit undeva textul acesta. Așa cum se începe Evanghelia după Ioan, la început, dar când ai folosit cuvântul la început, deja îți dai seama că este o aluzie, o referire la textul din Geneza. Un alt, o altă formă de apel la Vechiul Testament este paralelismul verbal, care îi aproape de, de uh, uh, aluzii, și ultima dintre ele sunt ecourile. Când vo vorbim despre ecouri, ele sunt foarte greu de surprins sau de definit. Sunt câteva cărți pe care mi le-am notat în bibliografia mea care fac un studiu riguros tocmai asupra acestor clase prin care autorii Noului Testament. Fug în Vechiul Testament, ci folosesc textele de acolo. De exemplu, cartea Apocalipsa. E o carte îmbibată de aluzii și de referiri la Vechiul Testament. Autorii Noului Testament, când scriu scrierile lor, ei știu ce vorbise Dumnezeu în Vechiul Testament. Acum, încă un aspect, tot despre citate, și aici cred că e foarte important să-l rețineți și pe acesta. Când un autor al Noului Testament folosește Vechiul Testament, întrebarea care o ridică cercetătorii biblici este: cum o face? Adică își ia de acolo un paragraf, un citat pe care îl folosește ca să susțină o teză sau. În momentul în care citează din Vechiul Testament, el respectă contextul. Domnul Tofană ne spunea mai devreme că la o conferință a vorbit și că cineva a preluat câteva afirmații făcute de dânsul și le-a mutat într-un context nou cu un sens diferit. Noi credem și dacă facem un studiu atent al citatelor din Noul Testament, noi credem că întotdeauna, când autorii Noului Testament, când Duhul Sfânt, prin autorii Noului Testament, folosește Vechiul Testament, autorii Noului Testament nu abuzează contextele de acolo. Adică, un text să aibă. Un înțeles în Vechiul Testament, și să-l ignore total, și să-l mute în Noul Testament, și să nu țină absolut deloc cont de sensul pe care citatul respectiv l-a avut în contextul din care a fost folosit în Vechiul Testament. Acum, cu bagajul acesta, haideți să ne îndreptăm înspre Evanghelia după Ioan și înspre Isaia 60. În Isaia 60, avem câteva versete foarte importante în care ni se vorbește despre faptul că Domnul Iisus, că, în care Isaia, ne spune că o să vină Lumina în, în Israel, peste Israel. Și că uh, poporul acesta lui Dumnezeu, și de fapt nu sunt singurele citate pe care, uh, în care Isaia. Nu este singurul text în care Isaia face referire la lumină. El are mai multe paragrafe în care face referire la lumină în, în cartea Isaia. Ne vorbește despre Isus Hristos sau despre lumina neamurilor pe care urmează să o vedem. Aș vrea însă să observăm că atunci când ne apropiem de textul acesta. Uh, de tema luminii în cartea Isaia, aceasta apare destul de frecvent și în uh, capitolul 2 cu 5, 9 cu 2, în 10 cu 17, 30 cu 26, 42 cu 6, 49 cu 6 și 60, versetele 1 și 3 și versetul 19 din Isaia. Aș vrea însă să înțelegem un lucru. Când ajunge Isaia în partea a doua a scrierii sale, Majoritatea comentatorilor văd că aici este un corespondent, că Isaia are o focalizare pe tema luminii. Și m-am uitat în câteva dintre comentarii și Watts, de exemplu, etichetează secțiunea de la 58 la 61 ca și lumina Sionului care strălucește. Practic, toate capitolele acestea, de la 58 la 61, el le vede ca și vorbind despre lumină, vorbind despre mântuirea lui Dumnezeu care urmează să se arate, dar această mântuire se va exprima prin venirea luminii lui Dumnezeu. De aceea, înțelegând contextul din Isaia. Ajungem să pricepem mai bine rolul conceptului de lumină în prologul lui Ioan. Pentru că venirea luminii în Isaia, practic, este asociată cu venirea robului lui Dumnezeu, cu venirea mântuirii lui Dumnezeu peste Israel. Iar exprimarea lui Isaia este că atunci când această lumină va veni, practic, va veni. Uh, robul lui Dumnezeu sau Mesia și Ioan preia conceptul acesta și l-aduce în Ioan în capitolul 1. Uh, Briley, un alt comentator, numește secțiunea aceasta Lumina lui Dumnezeu într-o lume a întunericului. Capitolele 66, 62 sunt considerate inima secțiunii 56-66. Acum vă rog frumos să fiți atenți la un lucru. Aș vrea să vă pun o întrebare. Andreea. Îți spun o întrebare, nu trebuie să-mi răspunzi, dar îți spun o întrebare. Dacă tu ai fi în locul lui Ioan și ar trebui să spui că Dumnezeu a coborât între noi, dar nu a coborât ca și un înger, nu, Dumnezeu s-a întrupat, a venit printre noi, cum mai face lucrul acesta? Ce ai scrie despre persoana care a venit și a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Asta face Ioan. El scrie despre Isus, el, când își scrie concluziile Evangheliei sale, în capitolul 20-31, ne spune că Isus a făcut multe alte semne, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că, că, da, da, acolo e foarte important că Isus, deci Isus, ăsta care se numește Isus, nu-i doar Isus, ci este Hristosul. Și crezând în El să aveți viață veșnică. Și acum, atenție, ce face Ioan, Andreea? Ioan ia calitățile lui Dumnezeu din Vechiul Testament și le aplică, îi le dă lui Isus Hristos. Și practic ce avem în prologul acesta este atribuirea calității de lumină. Iisus Hristos era lumina și Iisus Hristos se prezintă în Evanghelia după Ioan că El este lumina lumii. Aș vrea să înțelegem că pentru evrei, conceptul în iudaism, într-un mod simbolic, lumina este în general asociată cu prezența personală a lui Dumnezeu. Când vorbeai despre lumină la evrei, uneori ea era asociată și cu Tora, cu legea, dar în general lumina îl reprezenta pe Dumnezeu. Și acum imaginați-vă că dintr-o dată, în prologul lui Ioan, Ioan face o, o mișcare foarte strategică. El ne spune cel ce s-a întrupat, cel ce a venit printre noi, este lumina. Și orice evreu care auzea afirmația asta făcută de Ioan, automat se gândea că dacă Mesia, adică dacă Isus este lumina, asta înseamnă că Isus este Dumnezeu. Deci nu este doar conceptul de cuvânt. Majoritatea uh, comentatorilor și a teologilor se focalizează pe conceptul de cuvânt, de logos, care apare în începutul Evangheliei după Ioan, dar și conceptul de lumină are exact același scop, aceeași funcție de a demonstra că Iisus Hristos este Dumnezeu. Deci, pe de o parte, putem spune că Ioan împrumută din Contextul tematic a cărții Isaia din capitolul 60. Apoi, Ioan împrumută la, nivel, la nivelul lexical, și sunt mai mulți termeni pe care Ioan îi împrumută din Isaia 60, și într-un fel demonstrează că profeția făcută de Isaia în capitolul 60, că va veni lumina și va fi restaurare pentru Israel, s-a împlinit în Isus Hristos. Aș vrea am am citit câteva articole, unul dintre ele scris de Fried și Fried ia cele două texte, ia prologul prologului Ioan și ea Isaia 60, le pune în oglindă și arată cum sunt similarități între ele la nivel lexical. Adică Isaia 60 se regăsește și, într-un fel, se împlinește în Ioan, în capitolul 1, prin venirea Luminii. Apoi, găsim o altă corespondență, o altă de împlinire, la nivelul conceptual. Sunt concepte pe care Ioan le folosește și pe care le găsim în Isaia 60. Unul dintre ele este contrastul dintre lumină și întuneric. În Isaia 60 găsim acest contrast între lumină și întuneric. Isaia ne spune că e întuneric în lume, dar vine lumina lui Dumnezeu, vine prezența lui Dumnezeu și aduce lumină. Și atunci, ce, ce găsim în, în contextul din Ioan este că el ne vorbește despre lumina lui Dumnezeu care a venit în întunericul de afară. Deci contrastul lumină-întuneric. Căci iată că întunericul acoperă pământul și negura mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine, spune Isaia 62. Un alt concept care este asociat. În prologul lui Ioan găsim conceptul de lumină și glorie. Și în Isaia 60 găsim același concept de lumină și glorie. Și atunci o observăm cum prezența lui Dumnezeu, șechina, gloria lui Dumnezeu este arătată acum în Isus Hristos. Și găsim uh, uh, aceleași concepte folosite și în Isaia, capitolul 60. Iar uh, în, în ultimul rând. Lumina și prezența lui Dumnezeu în, în Isaia 60 vine ca și un semn al restaurării, a vindecării lui Israel. Iar în prologul lui Ioan îl găsim pe Iisus Hristos venind ca și soluția lui Dumnezeu pentru noi, ca și vindecare pentru noi. Aș vrea să mă apropiu și eu de încheiere și să vă spun că. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Asta ne spune Ioan. Însă, oricine vrea să aibă viață și să beneficieze de întruparea Domnului Isus Hristos, e foarte important să vină în lumină. Și observați cum Ioan vorbește despre venirea în lumină exact în același fel în care domnul Tofană ne vorbea mai devreme despre devenire. Venirea în lumină se face prin credință. Și în Evanghelia după Ioan, de 98 de ori, ne este prezentat cuvântul, termenul grecesc, pisteo, care înseamnă a crede. Ai parte de viață, ai parte de lumină prin credință. Ce înseamnă să crezi? E o întrebare. Ce înseamnă să crezi? Dacă ar fi să mergem pe o linie a reformatorilor, am vorbit despre credință în cel puțin trei dimensiuni. Una dintre ele este cea a informației. Ca să crezi, trebuie să te informezi. Înțelegi tu ce citești? Să știi. Și noi ne rugăm și lucrăm ca generația voastră să fie niște o generație de oameni informați. Noi nu credem zicala care spune crede și nu cerceta. Nu-i din Biblie zicala aceea. Noi spunem că cei ce vin la Lumină, cei ce cred și se apropie de Lumină, sunt luminați de Dumnezeu și înțeleg. Al doilea lucru, al doilea element din definiția credinței este acceptarea. Odată ce ai înțeles, trebuie să accepti. Odată ce ai înțeles venirea Luminii, trebuie să accepti soluțiile pe care ți le oferă lumina, lumina și Isus Hristos. Dacă nu accepti soluția lui Dumnezeu, tu rămâi în întuneric. Odată trebuie să știi ce s-a întâmplat și apoi să accepti ce s-a întâmplat. Iar ultimul element și elementul cel mai important în primirea luminii este încrederea în Hristos. Poți să fii informat, Poți să știi despre Hristos. Poți să accepti că istoria întrupării lui Isus Hristos este adevărată. Că Ioan face referire la un text din Isaia. Poți să accepti lucrul acesta. Dar până nu ajungi să ai încredere totală în Hristos, Domnul, și în jertfa Lui de la cruce, nu ai cum să ai viață în numele Lui. De aceea, ce să vă doresc de aceste sărbători este să primiți lumină în inimile voastre și să dați lumină mai departe. Pentru că a venit lumina lui Dumnezeu între noi și lumina lui Dumnezeu este cea mai intimă prezența lui Dumnezeu în Isus Hristos. Și ca să avem lumina asta, trebuie să credem, să înțelegem, să acceptăm și să ne încredem în Isus Hristos care este lumina lumii. Vă mulțumesc! Bună seara! Și pentru că sunt unii care aproape că au țipit, vreau să vă salut cu Hristos a înviat. Nu credeți? Nu, ce nu răspundeți? Hristos a înviat! Slavă Lui! Cred că sărbătoarea asta nu ne oprește să salutăm așa, nu așa, domnul profesor și toți ceilalți. Dacă domnul profesor și pastor, doctor Maro Sabo, spunea că se simte mic. Acum eu sunt mic și la propriu și la figurat. Însă, credem că în această zi, așa cum spunea domnul profesor Stelian Tofană, Dumnezeu a rânduit această întâlnire. Pentru că vreau să vă spun ceva legat de ce spunea domnul Lehel, domnul profesor, în viața fiecăruia dintre noi trebuie să existe promisiuni ale lui Dumnezeu. Și ca să vă asigur că în viața mea s-a împlinit o promisiune, întâlnirea din seara aceasta este împlinirea unei promisiuni a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul în care noi credem cu toții este un Dumnezeu care e actual, e contemporan și este pentru fiecare dintre noi nu așa? Subiectul uh, articolului meu, care vreau să fie cât mai scurt posibil, este Mesia, steaua din Iacov, respectiv sceptrul sau Toiagul din Israel. Am vrea în câteva momente să ne apropiem de acest subiect absolut biblic. E adevărat că este. În toate domeniile și în toate felurile comentat subiectul acesta, de la scepticism până la creduritate și apoi chiar un crez real bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dar am vrea să observăm că subiectul central, așa cum se spunea deja, reamintesc lucrul acesta, al Vechiului Testament este Mesia. Deși dimensiunea lui umană nu exista atunci, Mesia este subiectul central al Vechiului Testament. Așa se face că de la prima promisiune biblică, cu efect etern, din contextul căderii și chiar al blestemului urmat de aceasta, se spune, sămânța femeii nu doar va atinge, nu doar va lovi, ci efectiv va zdrobi capul șarpelui. Sămânța femeii, prin aceasta, prin expresia aceasta a seminței femeii, se înțelege în mod clar Domnul Isus Hristos, Mesia. Apoi, parcă se dă zoom pe imagine și promisiunile se apropie tot mai mult, tot mai mult, de la sămânța femeii, adică sămânța primei femei a Evei, se apropie promisiunea și profețiile mesianice se apropie tot mai mult și apoi ni se spune, în tine, Avrame, și în sămânța ta voi binecuvânta toate noroadele, toate popoarele. Apoi se apropie mai mult imaginea și nu se spune despre Iacov și lui se promite și seminței lui că din el și mai ales din semânța lui se vor naște împărați. Fapt regăsit în cartea numer sau reiterat de către profetul Balaam. Și având imaginea asta puțin de ansamblu, am vrea să observăm că dintr-o dată, în mijlocul unei câmpii a Moabului, acolo pe, pe râul Eufrat este un bărbat, el este chemat special de către împăratul Moabului de către Balac și anume profetul Balaam. Este chemat special ca să blesteme poporul evreu. De ce? Știți de ce? Remarca, remarca împăratului Balac și mai ales a consilierilor lui era următoarea: Poporul acesta este extrem de numeros. Ce vrea să fie asta? De fapt, este o împlinire a unei promisiuni făcute de Dumnezeu lui Avram când i s-a spus cei care se vor naște din tine vor fi, cu remarca asta, cu, cu metafora asta, ca nisipul mării. Exact ca și pulberea pământului și dacă tu poți să o numeri atunci și generațiile care se vor descinde, care vor rezulta din tine și din neamul tău vor fi cuantificabile, numărabile. Vedeți cum parcă Dumnezeu așează pe scenă unele promisiuni, le suprapune cu altele, reiterând promisiunile acelea, și apoi, dintr-o dată, împlinește, împlinește într-un mod supranatural, așa cum se spunea așa de frumos de către antevorbitorii mei în această zi. Am vrea să ne apropiem puțin de, de promisiunea aceasta din, din numeri, capitolul 22, 23, dar în mod special ne focalizăm pe capitolul 22. Nu mai intrăm în detalii ale contextului, putem să observăm doar că există patru profeții speciale, fiecare dintre ele sunt emise din contexte diferite. Ce este la fiecare dintre ele este următorul fapt, întotdeauna Balam proceda următorul moment și următorul ritual al avea. El zice așa, Balac împăratule, construiește șapte altare, pe fiecare dintre ele să jerfești un vițel și un berbece. Asta era sistemul. Apoi el îl lăsa pe împăratul Balac și pleca într-un loc, unii ni se spune, pe un munte înalt. Dar ce e șocant în cuvântul lui Dumnezeu este că întotdeauna accentul se pune pe următorul fapt. Dumnezeu îi punea cuvinte în gura lui. Niciodată Balam nu vorbea din zestrea lui, din Mesopotamia. Și șocant este modul în care Dumnezeu a ales un profet din afara Israelului. Și tocmai printr-un astfel de profet să vorbească pentru Israel și nu numai, ci pentru toate popoarele pământului. Mă veți întreba în această seară, în această zi, e chiar seară, Balac, Balam, iertați-mă, a fost proroc, profet sau ghicitor, vă spun cum înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu a fost profet cel puțin la început când a transmis mesajul acesta după aceea, factura lui morală s-a diluat pentru că la final el zice, o, dacă aș muri și dacă aș avea parte de moartea celor din Israel. așadar nu mai intrăm în celelalte trei profeții emise pe câmpul Țofim, apoi celălalt pe vârful multelui pe or, ci intrăm exact în profeția din numărul 24 de la versetul 17 la 19. Asta e promisiunea lui Dumnezeu într-un mod special. Observați că dacă la celelalte este prezentat într-un alt mod mesajul profetic, de data aceasta în versetul 14, numărul capitolul 24, există acolo o expresie ebraică care în traducere se spune așa, în vremurile care vor urma. Nu mai intrăm în detalii cum e în original, nu mai este timp acum, ci în vremurile în care vor urma. Este un, un mod prin care Dumnezeu transmitea faptul că mesajul care urmează să fie emis este un mesaj care urmează să se materializeze, să se concretizeze în viitor. Apoi, celelalte verbe care sunt folosite, nu mai intrăm în detalii, doar un lucru vrem să sublinem de data aceasta, și anume caracterul mesianic al profeției este demonstrat chiar prin versiunile evreiești ale pasajului din Numer, capitolul 24, versetul 17. Și Dumitru Coronescu traduce așa, o steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire din Israel. Nu mai intrăm în detalii ce spune mai departe: că va volovi lovi țara Edomului, Moabului, Amoriții și toate celelalte popoare care sunt acolo amintite. Dar ascultați cum ni se spune. Targumul Onkelos traduce așa. Când un rege se va ridica din Iacov, versiunea asta ebraică a pasajului și din Israel va veni și va fi uns Mesia. Apoi Targumul pseudo Ionatan zice așa, traduce așa: Îl văd, dar nu e în prezent, îl văd, dar nu e aproape. Dar când un rege puternic din casa lui Iacov va ajunge la împărăție, va fi uns ca Mesia și va mântui cu toiagul puternic al lui. Israel. să spun versiunile ebraice ale versetului din numărul 24, versetul 14. Nu mai intrăm în detalii ale modului în care ni se spune cum au perceput evreii această, acest caracter mesianic, în așa fel încât în momentul în care a fost răscoala din vremea împăratului Adrian, în anul 132 după Hristos, a fost numit Simeon Bar Coba, care în traducere înseamnă Simion fiul stelei, ca urmare a faptului că l-au considerat Mesia prezis în numere 24 cu versetul 17. Percepția lor a fost greșită, însă asta denotă faptul că ei credeau că pasajul vorbește despre Mesia. Am vrea în continuare să privim puțin la împlinirea acestei promisiuni. Este clar și comentatorii care sunt onești cu pasajul, ei spun așa, atunci când este vorba de stea, se vorbește oarecum de divinitatea lui Mesia. Iar atunci când se vorbește despre Troiagul din Israel, se vorbește oarecum despre modul în care El va intra în dimensiunile umane ale popoarelor și va transforma pe omul care îl va alege pe Mesia. Pentru că, până la urmă, steaua și sceptrul, ambele, vorbesc despre regalitate despre stăpânire. Și ce vrea să spună pe scurt această promisiune? Vrea să spună că Mesia va avea oficiu de rege. Așa cum se spunea foarte frumos de către uh, domnul profesor Costel Sofronie, el nu a ajuns rege la întrupare, el a fost din totdeauna rege. Steaua doar a răsărit, nu înseamnă că n-a existat mai înainte și nu putem să extrapolăm prea mult pentru că am face un fel de exegeze, dar nu asta vrem, ci vrem să observăm faptul că promisiunea vorbește despre oficiul de rege al lui Mesia. Dacă, dacă am privit puțin în modul în care s-a împlinit, ar trebui să observăm modul în care de la început, așa cum se spunea deja, de la primul verset din primul capitol din Matei, ni se spune clar, el este fiul lui David. Asta înseamnă el este rege după tiparul Davidic. Apoi, împăratul de curând născut al iudeilor, Matei 2 cu versetul 2. Apoi, fiul lui Dumnezeu și împăratul iudeilor este declarat de către un anonim, mai zice, de către Natanael. Când îi descoperă sarea și viața lui, el zice, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Apoi, observați cum este efectiv obligat sau se încearcă să fie obligat, să fie declarat rege după ce sunt înmulțite pâinile. El, oamenii și popoarele vor, oamenii de acolo vor să-l, cu, cu grabă, fără voia lui, să-l pună rege. Apoi observați cum toate pildele din Matei, capitolul 13, capitolul 20, capitolul 21, 22, 25, și nu intrăm în detaliile versetelor, se observă cum... Regele Mesia este prezentat indirect prin faptul că el are o împărăție și împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu și toate celelalte asemănări care sunt detaliate. Apoi, substantivul rege, împărat, cu referire la Mesire, apare în Noul Testament de 38 de ori, cu toate pasajele care sunt acolo. E observat să, este important să observăm faptul că niciodată Mesia nu s-a autodeclarat rege. O singură dată a fost forțat să spună că este atunci când era anchetat. Și întrebarea care trebuia să forțeze răspunsul lui era aceasta. Ești tu împăratul iudeilor? El a zis atât, da, sunt. Și a spus adevărul. Vă amintiți de inscripția de pe cruce? Iisus Hristos din Nazaret, împăratul iudeilor. Au vrut să o schimbe oamenii și au zis, spune că El a zis eu sunt rege. Dar ce s-a scris, a rămas scris, el era împăratul. Contemporanii lui l-au numit împărat, l-au înțeles împărat, inclusiv prin modul în care au vrut să îi aducă bajocurile, trestie, cu lună de spin, toate pentru că ei erau conștienți, el este împăratul, chiar dacă nu vreau să accepte lucrul acesta. Pavel și Sila sunt acuzați în Tesalonică, ei prezintă pe Mesia ca împăratul, fapte 17 cu 7. Apoi subiectul central tratat de primii creștini e legat de identitatea lui Mesia ca rege. În fapte 4 cu 26 apostolii aplică psalmul 2 cu predilecție lui Mesia, care este unsul și regele tatălui. Așteptări legate de steaua din Iacov, sceptrul din Israel. Ce așteptări să avem noi Așteptarea cea mai importantă, care trebuie să fie pe ordinea de zi a oricului creștin, este împărăția de o mie de ani. Este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dar mai întâi, cum spune Evanghelia după Luca, împărăția lui Dumnezeu în inima omului. Niciodată nu va veni regele în așa manieră încât să izbească privirile, spune Evanghelia după Luca, capitolul 17. Nu va zice, uite-l acolo, uite-l dincolo, ci întotdeauna împărăția lui Dumnezeu va avea ca și punct de legătură inima omului. O stea răsare din Iacov, un sceptru din Israel. Și vă doresc ceva de sărbătorile acestea, vă doresc regele să fie rege. Și am spus regele, el este singurul rege. Fie ca de sărbătorile astea totul să se schimbe, pentru că ți-ai schimbat regele. Vă mulțumesc!